într-adevăr, sunt anumite domenii în care Moldova are anumit potențial, dar deocamdată nu reușește să-l valorifice. Vorbind de miere, noi avem o cotă destul de mare, dar noi încă deocamdată nu o îndeplinim pentru că nu corespundem fie standardelor producția care o avem, fie nu putem să creăm acele asociații pe care să producă într-o cantitate suficientă care să poată fi exportată. Mai mult ca atât, de multe ori antreprenorii noștri nu au informații și nu au consultare pentru a ști unde să meargă și sprijin logistic, cât și campanii de marketing, pentru că trebuie să mergi să-ți faci cunoscută producție peste hotare. În general, brandul Moldova nu peste tot este cunoscut. Nimeni vorbim de întreprinderi mici și mijlocii care nu au resurse necesare pentru a încheia acele acorduri cu rețelele de distribuție, cum ar fi Lidl, cum ar fi Tegut, de gen europene. Și ca să ajungi acolo trebuie să ai o cantitate foarte mare. Pentru a merge acolo trebuie să corespunzi la anumite standarde fitosanitare, sanitare. Și aici urmează foarte mult să lucreze la ca aceste laboratoare să fie accesibile antreprenorilor, că ei să poată să le certifice și să poată exporta. MIEPO, care ar trebui să fie principala agenție care să ajute antreprenorii noștri să valorifice piața Uniunii Europene, deocamdată are 20 oameni și este subfinanțat, ceea ce nu-i permite să vină, să facă analiză, să ghideze, să organizeze tot felul de evenimente care să lege antreprenorii noștri să lege contacte cu cei din Uniunea Europeană și să afle unde pot să-și realizeze producția.